Peste 70 de profesori din județul Suceava au participat la competiția de pescuit sportiv din cadrul Spartachiadei Profesorilor 2016. Sunt câțiva care au dat niște mici lovituri, doi carași, trei carași, o plăticuță. E clar că nu e ziua lui. Este pasiunea mea de o viață, pescuitul, dar de data asta nu pescuiesc eu, ci am organizat pentru colegii noștri, în cadrul Spartachiadei Profesorilor, concursul de pescuit sportiv al cadrelor didactice și salariaților din învățământ. Din păcate, deși vremea este absolut superbă, prietenul nostru peștele nu vrea prea tare să colaboreze. Important, totuși, cred că este ieșirea pe malul apei și faptul că suntem împreună, că socializăm, că ne cunoaștem și altfel. Și eu cred că oricine care a fost sau este pe malul apei acum, pleacă acasă cu un sentiment plăcut că și-a petrecut câteva clipe în afara școlii și altfel decât obișnuit. Este aceeași locație ca și anul trecut, pentru că am găsit aici oameni dragi, oameni deosebiți, nu vorbesc numai cei de pescare. Colegii mei, profesori care astăzi au zi metodică, nu chiulesc de la școală. Competiția a ajuns la cea de-a patra ediție și s-a desfășurat la Uniaz din comuna Bosanci. Mai norocoase au fost doamnele care au participat la această competiție și pe care, în final, acestea au și câștigat-o. Incredibil, dar adevărat, ați reușit să prindeți mai mult pești decât domnii profesori, deși sunteți și mai puține femei pescari? Asta a fost o întâmplare. Noi nu ne-am propus asta. Noi ne-am propus să avem o zi frumoasă, cum și este. A fost un răsărit minunat, o zi însorită, compania extrem de plăcută și noi, pur și simplu a fost o plăcere pentru noi. Ne-am simțit foarte bine astăzi. Dacă s-a întâmplat, așa s-a întâmplat. Competiția de pescuit sportiv a deschis Spartachiada Profesorilor 2016, eveniment patronat de către Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava. Am debutat astăzi pe o zi foarte frumoasă, se prinde și ceva pește, suntem încrezători pescari, ei sunt totdeauna campion pentru 3-4 secunde, că peștele tocmai a scăpat din cârlig. Mâine programul va începe la ora 9:30 cu deschiderea festivă pe esplanada universității. În afară de delegațiile filialelor din Suceava, vom avea în premieră în acest an delegații reprezentative din județele Vrancea, Neamț și Bacău. Deci iată că fenomenul Spartachiada Profesorilor este apreciat nu numai la noi și în județ, ci și în celelalte județe din țară și la anul, la ediția 5-a, sperăm să avem foarte multe județe din țară care vor participa alături de noi la acest eveniment sportiv unic la nivel național.